Deci eu sunt agent șef adjunct de poliție Olimpia Ceară, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. În perioada 29 decembrie 2023, 2 ianuarie anul curent, peste 300 de polițiști, în principal din cadrul structurilor de ordine publică, rutieră, investigații criminale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase, precum și lucrători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, folosind în medie 120 de autospeciale, a acționat zilnic în județul Constanța pentru menținerea climatului de siguranță publică. De asemenea, polițiștii au acționat pentru siguranța și fluența traficului rutier, efectivele fiind suplimentate cu precădere în locurile aglomerate, în zonele turistice și de agrement. În perioada de referință, polițiștii au intervenit la aproximativ 500 de evenimente în sprijinul celor care au avut nevoie de noi, aproximativ 470 dintre acestea fiind semnalate prin SNAU 112. Totodată au desfășurat aproximativ 300 de acțiuni, în principal pentru menținerea ordinii și liniștii publice, dar și de prevenire a comiterii de infracțiuni în mediul urban și rural. În perioada de referință au fost aplicate 527 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 277.000 de lei. Pentru siguranța traficului rutier au fost reținute în vederea suspendării 61 de permise de conducere, dintre care 17 pentru depășirea limitei legale de viteză, 17 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, iar restul pentru alte abateri de la regimul circulației rutiere. De asemenea, au fost retrase 33 de certificate de înmatriculare. Totodată au fost depistate în flagrant delict 24 de persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni. De asemenea, au fost efectuate 2 percheziții și au fost dispuse 4 măsuri preventive de reținere pentru 24 de ore, respectiv de arestare preventivă pentru 30 de zile. Vă mulțumesc! Bună ziua, sunt locotenent Ana Maria Stoica, purtătorul de cuvânt din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al Județului Constanța. În perioada mini-vacanței de Revelion, pompierii militari constanțeni din cadrul Inspectoratului au executat 351 de misiuni, cele mai multe dintre ele, 300, fiind pentru acordarea primului ajutor medical și transportarea la spital a persoanelor cu afecțiuni medicale. Pompierii militari constanțeni au fost solicitați să intervină pentru localizarea și lichidarea a 10 incendii, în urma cărora s-au înregistrat, din fericire, doar pagube materiale. În perioada menționată, pompierii militari au intervenit și în cazul a 11 accidente rutiere, soldate cu 28 de victime, care au primit îngrijiri medicale la fața locului, 20 dintre ele fiind ulterior transportate la spital. În vederea creșterii gradului de siguranță pentru cetățeni, au continuat acțiunile de control inopinat în unitățile de turism și alimentație publică din cadrul inspecției de prevenire. Astfel, în perioada menționată, colegii au executat 13 controle, în urma cărora au fost constatate 76 de deficiențe, fiind aplicate 62 de avertizmente și 14 amenzi în cuantum de 428.000 de lei. În continuare, pompierii militari rămân mobilizați 24 de ore din 24 pentru gestionarea operativă a situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor medical specializat persoanelor aflate în dificultate. Sunt Maior Cosmin Deagu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarm Județean Constanța. Peste 340 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Constanța au fost la datorie în perioada 30 decembrie 2023, 2 ianuarie anul curent, astfel încât cetățenii județului și ai municipiului Constanța să petreacă în siguranță mini-vacanța ocazionată de intrarea în noul an. În perioada mini-vacanței, jandarmii constanțeni au executat 116 misiuni de asigurare și menținere a ordinii și liniștii publice, la evenimentele cultural-artistice și sportive, cât și pe raza localităților aflate în competență. Cel mai important aspect de menționat este acela că, datorită mobilizării unui dispozitiv important de ordine publică în stradă, dar și cu sprijinul cetățenilor care au ținut cont de recomandările preventive, echipajele jandarmeriei nu s-au confruntat cu incidente majore de tulburare a liniștii publice. Cu toate acestea, în perioada mini-vacanței, jandarmii constanțeni au fost nevoiți să aplice 2 avertismente și 10 amenzi contravenționale pentru tulburarea liniștii publice, în valoare totală de 1.800 de lei. De asemenea, au fost constatate 13 fapte penale, 10 dintre acestea fiind pe linia comercializării ilegale de articole pirotehnice de divertisment, jandarmii ridicând în vederea confiscării peste 10.000 de articole pirotehnice în greutate totală de peste 100 de kilograme. Tot în perioada mini-vacanței,
Jandarmii Constanțeni au intervenit la 4 solicitări primite prin apelarea numărului unic de urgență 112. Jandarmeria Constanța le mulțumește și de această dată tuturor cetățenilor care au ales să participe responsabil la evenimentele publice din perioada mini-vacanței. De asemenea, le dorim tuturor constanțenilor un an nou plin de realizări, îi asigurăm că suntem permanent alături de ei și îi încurajăm să ne solicite sprijinul ori de câte ori este nevoie.